Fost la guvernare, USR nu a crescut salariul minim cum o face din opoziție. USR a avut șansa istorică de a reforma România, de a demonstra cetățenilor că se poate face și un alt fel de politic. Au promis o viață mai bună, salarii și pensii corecte, eliminarea pensiilor speciale, a numirilor pe funcții publice, a birocrației și corupției. Au avut apoi șansa ca să guverneze. Au făcut acest lucru cu PNL, dar în loc să schimbe ei modul partenerilor de a face politică, s-au schimbat ei. La guvernare, USR a uitat să majoreze pensiile și salariile mici. A uitat să elimine pensiile speciale. Au spus că partenerii sunt de vină, ceea ce nu era adevărat. Nu s-a dus la guvernare să facă voința PNL, ci promisiunile USR. I-au certat pe alții pentru că făceau numiri politice. Aproape un an cât a ținut guvernarea lor, în loc să se ocupe de problemele țării, au început să placeze și ei oameni în diferite funcții publice. Le-a oferit PNL ciolanul opărit și s-au aruncat asupra lui, așa că s-au ars. USR a promis că va reduce birocrația și corupția. Nu a făcut asta. Au avut aproape un an în care putea să elimine prin legi, să facă o viață mai simplă pentru români, mai ușoară. Nu au făcut acest lucru. Acum au revenit la retorica de opoziție, dar după ce au fost la putere. Au uitat tot ce nu mai făcuse și vorbesc de parcă românii ar avea amnezie. Românii nu aveau amnezie, românii nu aveau soluții.